Bine v-am găsit la un nou repap. Astăzi vom vorbi despre filmele și documentarul pe care le-am văzut în luna decembrie. Știu că în noiembrie nu am făcut, dar nu am văzut mai nimic în acea lună și am zis pas și hai să-l lăsăm pe luna decembrie. Așa că acesta este repap-ul și înainte de a începe, nu uitați să lăsați în comentarii lista voastră de filme, seriale, jocuri, ce vreți pe luna decembrie. Așa că fără alte adăugări, hai să-i dăm cu lista. Whiplash. O să vorbesc pe scurt pentru că pentru Whiplash, în mod special, o să fac și o recenzie separată. Este absolut incredibil. A intrat clar în top 10-le meu all time și este un film cu o ultimă scenă perfect. Este genul de film care se termină fix în momentul în care zici, băi, cred că mai e cam jumătate de oră din film. Ei bine, pentru mine a fost finalul perfect și este un film editat superb. Este o bilă albă foarte mare a filmului editatul și dacă nu mă înșel chiar a luat și un Oscar pentru editing. Actoria este absolut superb. Miles Teller face fără doar și poate rolul carierei și aș zice că și J.K. Simmons la fel. Abia aștept să-l văd în Counterpart și am văzut acest Whiplash chiar la câteva zile după ce am terminat Oz, iar pentru cei care au văzut Oz, ei bine știți că acolo J.K. Simmons este la fel unul dintre personajele principale. Deci Whiplash, absolut fabulos, un film excepțional de la Dave Chazelle și abia aștept să văd și La La Land tot de la el, cel mai tânăr regizor care a câștigat vreodată Oscarul și se vede de ce. Good Will Hunting, la fel ca și Whiplash în top 20-ul foarte multor cinefili, un film fantastic și un film despre care cred cu adevărat că poate schimba viața unor persoane. Un film plin de actorie superbă, Ben și Casey Affleck la începutul carierei și Matt Damon la fel, dar mi se pare cel mai bun rol făcut de Matt Damon vreodată. Un film scris de Ben Affleck și Matt Damon și în final cu incredibilul Robin Williams care face un rol magistral. Este un film despre care putem spune cu adevărat că face parte din istoria cinematografiei, are replici memorabile, atâtea replici memorabile și momente memorabile și este un film care la fel face parte din top 10-le foarte multor cinefili și pentru mulți este chiar cel mai bun film făcut vreodată. Ajungem și la cel de-al treilea film, un film care merită văzut în primul rând datorită performanței lui Christian Bale, cu un final la care chiar nu te vei aștepta și cu un rol secundar fabulos din partea lui Willem Dafoe, la fel de surprinzător ca și finalul. Este genul de film la care o să te gândești câteva zile după ce-l vezi și un film care mi se pare că pentru foarte multă lume pur și simplu a trecut neobservat. Deci de asta am ales să pun Whiplash, Good Will Hunting și American Psycho la început, pentru că sunt trei filme pe care dacă încă nu le-ați văzut, vedeți-le, sunt excepționale fiecare dintre ele. If Anything Happens, I Love You, una dintre cele mai emoționante povești relatate într-un interval de doar 10-12 minute, dacă nu mă înșel, un scurtmetraj animat cu un stil de animație foarte mișto și o poveste care, din punctul meu de vedere, poate să te aducă chiar până la lacrimi. Sunt de părere că mai degrabă decât să vezi încă un clip pe YouTube, doar dragul de a mai vedea un clip pe YouTube, dă o șansă acestui scurtmetraj. Urmează un film pe care, sincer, nu credeam că o să-l văd prea curând și anume Cinderella, spre care, în primul rând, aș vrea să zic că nu e doar un film pentru fete sau un film pentru copii mai mici, și mi se pare chiar o adaptare Disney pentru absolut orice vârstă. Regizat de Kenneth Branagh, ultima oară în Tenet, și cu actori precum Richard Madden, Bodyguard, Game of Thrones, evident, Stellan Skarsgård din multele filme ale lui, Chernobyl în ultima vreme, sau Good Will Hunting, că tot am vorbit anterior, cu Cate Blanchett, foarte mișto în acest film, și Lily James, care mi se pare o actriță destul de interesantă dintre cele noi apărute. Filmul chiar este o adaptare cât de cât reușită și este un film pe care vi-l recomand dacă vă apucă nostalgia de Disney, cum m-a apucat pe mine în acest caz, și una dintre adaptările reușite din vechile povești Disney și chiar sunt curios de celelalte pentru că nu am văzut prea multe. Și ne-au mai rămas trei filme pe care le găsiți pe Amazon Prime și un documentar de pe HBO. Vom începe cu două dintre ele, Nocturne și The Lie, care sunt două filme destul de asemănătoare și două filme cu actorie destul de bună în primul rând și sunt genul acela de filme destul de indie la care te uiți fără pic de așteptare și rămâi destul de surprins, mai ales din pricina twisturilor. Sunt evident și două filme care se bazează pe twistul de la final, dar sunt două filme destul de criticate din ce am văzut, care sincer mi-au plăcut cât de cât și pe care, dacă chiar nu aveți ce vedea, vi le recomand. Sunt două filme cât se poate de ok și poate o să fiți surprins chiar și de twisturile de la final. Get Duked, tot de pe Amazon Prime și e un wannabe comedy care parcă e făcut de niște studenți la cinematografie cărora li s-a dat un buget destul de mic și mână liberă să facă absolut orice ar vrea. O să râzi poate la mici momente, dar din nou este un film cu foarte multe chestii absurde fără logică care nu și-au locul în poveste și este un film pe care chiar dacă nu aveți ce vedea, sincer nu vi-l recomand prea tare. Și încheiem cu un documentar de la HBO, How to with John Wilson. Ăsta e dintre cele mai diferite documentare pe care le-am văzut azi zice vreodată,
cu un personaj foarte carismatic, acest John Wilson, și cu 6 episoade extrem, dar extrem de random. Și un documentar pe care vi-l recomand. Poate primele 10-15 minute ale primului episod sunt mai grele pentru că nu știi la ce te aștepți și dacă intri destul de blind în el, cum am intrat și eu, o să vi se pară puțin cam ciudățel, dar este foarte mișto filmat în stilul acela de reportaj, cum este filmat și What We Do in the Shadows, și un documentar care are și ceva esență în spate. 6 episoade pe care din nou vi le recomand. Deci cam acesta a fost și recap-ul pe luna decembrie. Din nou, nu uitați să lăsați în comentarii lista voastră și ce film, serial sau joc v-a plăcut cel mai tare în luna decembrie. Nu uitați că o să urmeze foarte, foarte multe clipuri în perioada următoare, dintre care topuri, recenzii și multe, multe alte chestii. Până atunci, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare!